Angajații serviciului de ambulanță Suceava au protestat miercuri dimineață alături de colegii lor din întreaga țară. Aceștia au acuzat deciziile incorrecte luate de autorități și indiferența manifestată prin amânarea proiectelor care au impact asupra personalului și organizării serviciilor de ambulanță. Acest protest care a avut loc astăzi a fost pe fondul faptului că la nivel național acel stimulent de risc care a fost promis tuturor angajaților din linia întâi nu a fost dat. Pe lângă problema asta, aveam și problema vis-a-vis de salarizarea asistentului medical. Statutul ambulanțierului, care cuprinde și legea pensiilor, lege care stă de aproape 4 ani în Camera Deputaților, așteptând să treacă și să ne fie favorabilă. Am ținut acolo ca la vârsta de 57 de ani și minim 20 de ani vechime în serviciul de urgență să putem fi pensionați. La fel am cerut și mărirea sporului de la 55% la 85%. Aceste așteptările noastre până acum n-au dat nicio roadă. Sperăm ca de acum încolo guvernanții să țină cont și de noi și sperăm ca să nu mai avem situații vis-a-vis de faptul că am pierdut colegi în această perioadă, colegi dragi nouă.